Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm despre Ramadan, despre islam, despre musulmani, despre lumea musulmană. Ramadanul tocmai a început cu câteva zile în urmă. Ce este de fapt Ramadanul? Ramadanul sau Ramazanul este a noua lună a calendarului islamic, luna postului, fiind sărbătoarea musulmană cea mai importantă. Ramadanul este considerată luna pocăinței și sacrificiului și celebrează perioada în care profetul Mahomed a primit revelația coranică, în care a scris Coranul. Nu a scris pentru că el n-a știut să scrie, să citească, el a recitat Coranul și cei din jurul lui l-au scris. Stăm de vorbă cu pastorul Jean Chiforeanu despre Ramadan, despre islam, despre musulmani. Care este diferența între Coran și Biblie? Este o foarte mare diferență. În primul rând, Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, este de inspirație divină, scrisă într-o perioadă de 1500 de ani, de diverși oameni care au primit revelație. Frumusețea ei consistă nu numai din faptul că este revelația sau cuvântul insuflat al lui Dumnezeu, dar și faptul că peste 140 de autori pe parcurs sau peste 1500 de ani au putut să aibă același scop și același numitor comun, adică pe Jehova, pe Dumnezeu. Apoi, un alt argument care vine în favoarea faptului că Biblia rămâne de departe cartea cărților e unicitatea ei, unitatea ei, faptul că tot ceea ce Sfânta Scriptură a prevăzut s-a împlinit. Apoi, faptul că evenimente prezise cu mii de ani înainte, referitoare la imperii, referitoare la națiuni, și avem cazurile marilor, celor patru mari imperii mondiale, da? Imperiul Medo-Persan, Imperiul Grec, Imperiul Roman, Babilonian și așa mai departe. De dar acestea patru au fost cu o acuratețe extraordinară, da? Redată și atât mărirea cât și decăderea lor au fost cu meticulozitate, cu o meticulozitate de computer, ca să vorbim în termenii secolului 21. Apoi, prezicerea Domnului Iisus Hristos sau profeția despre Domnul Iisus Hristos făcută de Ieremia, de Zaharia, de Isaia, da, cu peste 750 de ani înainte, descrierea morții, suferințelor și a răscumpărării noastre, așa cum e redată în Isaia 53, apoi descrierea locului nașterii, că se va naște din fecioară, modul în care Biblia redă renașterea statului Israel, formarea Europei Unite. Iată, sunt numai câteva, noi putem face emisiuni despre unicitatea și despre revelația Sfintelor Scripturi și despre autenticitatea Bibliei și despre dumnezeirea Bibliei, încât nu ne-ar ajunge emisiuni despre termași. Coranul este o culegere de scrieri, așa, în urma revelațiilor primite de profetul Mahomed, care însă în foarte multe locuri se contrazic, în alte locuri, după cum descriu chiar unii mari critici musulmani, din lumea musulmană, da? E vorba de Salman Rushdie și de alți scriitori, laureați ai Premiului Nobel, care spun foarte clar, nu are o continuitate, nu are o unicitate. E un amestec de mozaism, e un amestec de ocultism, creștinism, de altfel se știe că în tinerețe Mohamed a cochetat cu iudaismul, de fapt a și comis-o, sacrificând și asasinând colonia de evrei din oaza Khaybar, care se ocupau cu comerțul și valorificarea și distribuirea curmalelor. Iată, așadar, despre ce vorbim aici? Despre o carte care stă la temelia civilizației umane, așa cum spunea marele Shakespeare, da? Și nu numai Biblia. La fel de mare, și da, Biblia, bineînțeles, și marele filozof german Goethe, care spunea pe temelia Sfintelor Scripturi ar trebui să-și plece capul orice națiune, pentru că de la darea tablelor legii pe Sinai,
scrise cu însuși mâna lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este insuflat. Toată Scriptura, spune 2 Timotei 3, 16 cu 17, este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să îndrepte, să mustre, să dea înțelepciune de prihănire pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Ca să fac un rezumat al celor prezentate până acum, Biblia a fost scrisă de-a lungul unei perioade de 1500 de ani, de peste 40 de autori, are un fir logic foarte clar, nu se contrazice, apoi sunt profețiile prezentate în Biblie care vorbesc despre vremuri viitoare, spre deosebire de Coran, care este scris de un singur om într-o perioadă foarte limitată de timp, scris, dictat celor din jurul lui, și care nu are... Care se referă mai mult la niște, la niște percepte morale și la niște diete și trebuie să amintim, așa cum e redat într-unul din capitolele din Șura, pare mi se 54, nu vreau să greșesc, vis-a-vis de răspândirea acestei învățături printre necredincioși, a se vedea aici cu, în ghilimele, evrei și creștini, dacă nu ascultă, obligă-i. Dacă nu te ascultă și continuă să nu te asculte, omoară-i. Femeia, dacă stă sub acoperișul tău și nu ascultă, bate-o. Dacă nu te ascultă, izgonește-o și omoară-o. Despre ce vorbim? Despre cuvântul lui Dumnezeu care spune și se rezumă în două mari percepte enunțate de Mântuitorul, de Domnul Iisus, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu tot cugetul și cu tot sufletul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iată deosebirea dintre o învățătură și dintre cealaltă. Timp de aproximativ 30 de zile, musulmanii adulți trebuie să postească din zori până după apusul soarelui și postul înseamnă abstinență de la mâncare, băutură, fumat, relații sexuale în intervalul acesta. Călătorii, femeile gravide, femeile care alăptează și bolnavii pot amâna postul urmând a-l ține ulterior. Însă în această lună, considerată a iertării și a milei, musulmanii nu trebuie să mintă, să jignească sau să blesteme, notează Wikipedia. Care este diferența între postul în lumea creștină și postul în lumea musulmană? Este și aici o mare diferență. Și haideți să... Este o mare diferență. Încă o dată repet și pot să spun și a treia oară. Eu am, așa cum știți din alte emisiuni făcute pe tema aceasta a Orientului și a lumii și a Islamului, pentru că am trăit între 82 și 84, atenție, 24 de ore din 24 de ore în Iordania, Irak, Siria, Turcia, dar am putut să-i văd la ei acasă. Deci eu nu sunt numai un cercetător sau, mă rog, cum vreți să mă considerați, specialist sau expert în probleme religioase musulmane în Islam. Eu am văzut acolo acasă. În primul rând, postul creștin sau postul biblic, postul iudaic, da, iudeo-creștin, că ne referim la filozofia iudeo-creștină, este abstinență totală în sensul de a nu bea și a nu mânca, atenție, până la apusul soarelui sau mai multe zile, a se vedea postul Vechiului Testament. De fapt, Isaia spunea, iată postul plăcut mie, să se abțină omul de la răutate, să-și lege baierile răutății, să nu se dedea la rău. Iată postul plăcut mie. Ce folos că postiți când faceți rău, când urâți, atrăgea atenția prorocul Isaia. De-a lungul veacurilor au fost atât în Vechiul Testament cât și Noul Testament și oameni mari și proroci mari și proroci mici și oameni din popor care s-au ocupat cu postul. Asta însemnând ce? De fapt, ce este postul? Spunea foarte bine un mare om al lui Dumnezeu, vorba de indianul creștin Sadhu Sundar Singh, este o curățire a canalelor în vederea comunicării cu Dumnezeu, cu Creatorul. Avem apoi perioada nou-testamentară în care Domnul Iisus Hristos postește timp de 40 de zile, n-a mâncat și n-a băut. Ce mare diferență, și vreau să punctez aici și trec imediat și la postul musulman, pentru că vreau să spun și asta, ce diferență însă între creștinismul primelor veacuri, între ceea ce afirmă Biblia despre post și lumea creștină contemporană, lumea creștină a secolului 20-21, în care
am inventat băuturi de post, mâncăruri de post și așa mai departe. Foarte puțini creștini spun în comparație cu cele 3 miliarde 300 de milioane care se declară sau declarat, sunt înregistrați ca și creștini, adică jumătate din populația globului. Și postul așa cum îl cere Dumnezeu. Postul este o retragere, o oprire de la treburile zilnice, din cotidian, de la muncă, în vederea unei comunicări mai bune cu Dumnezeu, în vederea auzirii vocii lui Dumnezeu, în vederea citirii, în vederea, pentru că atunci când postim, inima noastră se face mai bună. Atunci când postim, ne vedem limitele noastre, dar vedem în același timp și maestatea și măreția și puterea lui Dumnezeu. Postul musulman, ca unul care l-am văzut, are în principiu, pentru că, repet, Mahomed s-a inspirat întrucâtva. A plagiat. A plagiat, pentru că, să amintim, totdeauna la original face și satana copii. Și îmi asum ceea ce spun. Postul musulman are de-a face cu ziua. Da, este o umbră palidă. Dar ce se întâmplă după lăsarea serii? Întrebarea asta trebuia să mi-o puneți. După lăsarea serii, încep orgiile culinare. Atenție! Începe masa, începe festinul, băutul, fumatul, chiar dacă e interzis. Repet, eu am văzut lucrul acesta cu ochii mei în lumea musulmană acasă. Nu pretind că nu sunt și musulmani habodnici, ca în orice religie. Există oameni foarte stricți. Eu vorbesc de lumea în general musulmană și de bărbații musulmani. Și seara se continuă cu muzică, cu mâncare, cu băutură. Deci, cu alte cuvinte, mai pe românește, ne furăm căciula puțin. Ziua, da, pentru că stăm noaptea, dormim, ne odihnim ca să putem mânca noaptea. Lucrurile astea nu mi-au fost povestite de un laic, eu le-am trăit acolo. Și atunci mi-am pus întrebarea. Păi cum e cu postul ăsta? Orice om de bună credință și-ar pune întrebarea. Cum e? Adică ziua dorm, ziua nu fac nimic, că sunt în post, ca să pot să mănânc bine, foarte bine și extraordinar de bine la lăsarea serii. Care este diferența între Dumnezeul musulmanilor, Dumnezeul islamului și Dumnezeul Bibliei, Allah? Pentru că inclusiv creștinii din lumea musulmană folosesc acest termen pentru Dumnezeu, Allah. Allah de fapt înseamnă Dumnezeu. În lumea creștină, Dumnezeul Bibliei, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, numele Lui este Jehova sau Eu sunt Cel ce sunt. Care este diferența între, nici n-a spune cei doi Dumnezei, pentru că unul singur este Dumnezeul cel Eu. Să nu faci greșeala aceasta, că e o greșeală impardonabilă. În primul rând, așa cum ai afirmat, Dumnezeu se prezintă pe sine. Apoi Biblia spune, din veșnicie în veșnicie tu ești Dumnezeu. Dumnezeul Bibliei, Jehova, care la rândul lui, așa cum știm, are diverse nume, se prezintă sub diverse nume, Jehova Nishi, Jehova Ire, Jehova Tzedokim și așa mai departe, da? Este Dumnezeul care se revelează, este Dumnezeul care a spus să fie și să a fost, să se facă și s-a făcut. El ține universul acesta, universul acesta despre care până și astrofizicienii se miră prin descoperirile noi în urma observației pe telescopul Hubble, aflat în afara spațiului nostru, se întreabă cum și cele 37 de miliarde de galaxii noi descoperite prin observarea cu această minunată unealtă a științei și a astronomiei și pe acelea cine le ține, cine le-a creat și toate merg fără număr. Apoi s-a revelat la sfârșitul veacului acest Dumnezeu, după ce a vorbit în felurite moduri și în felurite chipuri, prin proroci, prin oameni simpli, prin bărbați, prin femei, prin culegători, prin împărați, prin reformatori ca și Moise. Dumnezeul acesta se prezintă, Dumnezeul acesta se revelează în Iisus Hristos, ia trup de om, locuiește printre noi plin de har și de adevăr. E Dumnezeul care a spus prin vocea Domnului Iisus, eu singur îmi iau viața și eu singur mi-o dau. El a prevestit suferințele lui pentru, e Dumnezeul iubirii, Dumnezeul dragostei, Dumnezeul care a avertizat, Dumnezeul care ne-a creat după chipul și asemănarea lui. Pe când, iată de unde pornește revelația lui Mahomed, din acea peșteră faimoasă,
în care are loc niște vedenii, el era de asemenea foarte contrariat de idolatria în care se ajunsește lumea creștină. Să ne amintim că islamul apare odată cu Mahomed pe 526-546 după azi, după Hristos. Atenție! Ori e deja perioada în care a apăruse închinarea la icoane. Ori asta l-a îngrozit pe Mahomed. El în felul acesta se închină, face o continuare la închinare a Dumnezeului Lunii, Inshallah. Și în felul acesta nu face altceva decât să limiteze și păgânismul și idolatria care era în triburile arabe din zona Arabiei Saudite de astăzi, a Mecăi și a Medinei. Deci e un Dumnezeu care e impasibil, e un Dumnezeu care n-ascultă rugăciunile decât în limba arabă. Dacă le rostești în altă limbă, acest Dumnezeu nu le ascultă, și e Dumnezeul care pedepsește. Da, e Dumnezeul nemilos, e Dumnezeul care se impune cu forța. De altfel așa s-a și răspândit prin ascuțimea sabiei și dacă n-ar fi fost Charles Martel, Carol cel Mare, riscam ca Europa să cadă sub stăpânirea arabă și să fie un continent care de la creștinism să se închine lui Allah. Probabil că doar s-a amânat puțin, pentru că Europa merge în direcția respectivă, din păcate, și musulmanii spun Europa va fi musulmană în, nu știu, 2020-2030. Ei pot să spună, sigur, expansiunea continuă prin la o bombă demografică. Prin cele două metode, metoda Fatah și metoda jihadului. Da? Cele două, extremiștii folosesc jihadul și acum se vedea și credeam că mă abordez din ceea ce privește asasinarea celor trei tineri israelieni în Cisjordania de către gruparea Hamas, care este adepta metodelor jihadului, și prin metoda Hamasului, da, metoda Fatahului, scuzați-mă, care este metoda de implantare demografică și creștere demografică, și cum Europa este continentul cu populația cea mai îmbătrânită și continuă în ritmul acesta, națiuni mari ca Suedia, Germania, scuzați-mă, Anglia, Suedia, Norvegia, da, sunt națiuni îmbătrânite, dar atenție, conjuncția adversativă, și mă apropii de încheiere. Până la urmă Dumnezeu are ultimul cuvânt. Ultimul se cuvânt. Întâmplă în Europa ceea ce este scris în Scriptură, da? Se pregătește terenul pentru ce? După Europa Unită, pentru apariția Anticristului, pentru declanșarea Marelui Război la Armagedon, și noi trebuie să fim atenți, creștinii, și bisericile să se trezească, și fac un apel pe undele hărțiene, ca bisericile să se trezească, pentru că altfel există riscul ca o bună parte sau o mare parte din bisericile creștine și dintre creștini să se găsească între cele 10 fecioare, chiar unii să mai aibă ceva ulei în candelă, dar spune Scriptura, toate au ațipit. Da? La final v-aș invita să încheiem cu rugăciune, pentru că o bună parte din lumea creștină se roagă, în perioada Ramadanului, se roagă Dumnezeului Bibliei, cel care se numește Jehova, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, se roagă în mod special pentru musulmani. Deci foarte mulți creștini se roagă acum pentru musulmani. Haideți să încheiem cu rugăciune pentru lumea islamică. Doamne Dumnezeul părinților lui Avram, Isaac și Iacov și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, în această perioadă, când peste un miliard de oameni se închină unui Dumnezeu închipuit și fals, a unui Dumnezeu care n-a vorbit, a unui Dumnezeu care nu s-a revelat, a unui Dumnezeu impasibil care nu ascultă rugăciunea rostită decât în limba arabă, te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos, prin căile și mijloacele specifice acestui secol, prin toate căile, de la cele electronice până la cele umane, să vorbești și să-ți scoți un popor, așa cum ai promis, că vei face popor pe cel ce nu este popor al tău, și din toate națiunile musulmane, de la Indonezia și până la Arabia Saudită, din Kuwait și Irak până în Turcia, din Bosnia, Herțegovina până în Algeria. Doamne, din Nigeria
și până în Omar, Catan și Emiratele Arabe Unite. Dumnezeule mare și atotputernic, noi știm că la judecată Tu, Doamne Dumnezeule, vei scoate toate națiunile. Dar mai știm de asemenea că poporul Tău, așa cum ai porunit Patriarhului Avram, va fi un popor care nu va putea fi numărat. Și indiferent de violența, indiferent de investițiile în miliarde de petrodolari care se fac în răspândirea învățării, indiferent de școlile coranice, noi știm că Tu ești Alfa și Omega, că puterea Ta ți-ai revelat-o prin Domnul Iisus Hristos și de aceea prin puterea Duhului Sfânt ridică evangheliști dintre arabi, ridică misionari dintre musulmani, descoperă-te-le, vorbește-le prin vise, vorbește-le prin internet, vorbește-le, Doamne, prin radio, prin televiziune și du-ți lucrarea la bun sfârșit așa cum ai promis că o vei face și o vei face, fiindcă Tu ai toată puterea în cer și pe pământ. Ne rugăm, Doamne, pentru copiii din lumea musulmană, pentru femeile din lumea musulmană care n-au niciun drept, sunt biciuite în public, sunt mutilate. Ne rugăm pentru bărbații din lumea musulmană. Doamne Iisuse, Tu ai spus că orice limbă în final va mărturisi că Iisus Hristos este Domnul. Și noi în numele Domnului Iisus ne rugăm ca Evanghelia, ca vestea bună, ca siguranța mântuirii, ca salvarea, Doamne, să ajungă și în inima acestui popor religios, ca și la hinduși, la budiști, la confucianiști, la zoroastriști, la bahai și la atâția și atâția oameni care s-au declarat atei. Ne rugăm toate acestea în numele Dumnezeului triunic, al Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și așteptăm fericita noastră nădejde a reîntoarcere Fiului Tău, a Domnului Iisus Hristos. Gloria și onoarea să te împodobească numai și numai pe Tine, ca singur Dumnezeu adevărat și veșnic ce ești. Amin. Amin, vă mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Jean Chiforeanu, am discutat despre Ramadan. Lumea musulmană se află în plină sărbătoare a Ramadanului, o sărbătoare care durează 30 de zile. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!